tecnologie fare biologico non c'è dubbio. Quindi quando in medicina quantica si spaziava nel giro est unico in Europa, l'altro non mi aspettasse se inventessi o apparatura in cui entra con una fisica sanatosa. Io esisto, esiste una grande accettata di umana, grazie alle frequenze di dire a omole, un senso in cui tutto il corpo umano è preso in creare. I neuroni sono dendritiche care sono di 2 metri e smontate a proprie lungi, cioè ci siamo in camera, quando lo smontate dentro un pavimento, sostanzialmente il corpo fisico è in crea, con tutto, ci si apre chiaro e invece lo cominci a muovere. Invece si aggiunge la trattare a sistema immunitario, proprio non esiste poi. Tanto non mi ha calcio, tanto non mi ha tiroide Hashimoto, tanto non mi ha diabete, tanto non mi ha reumatismo, sono queste bolle autoimmune, bolle grave sono autoimmune. Non esiste bolle, questo singolo bolle ha sistema immunitario. C'è tecnologia che esiste, è esatta sta faccia. Ricreare il sistema immunitario prima. Curazzare a corpo dei microrganismi e patogeni che tolte a vibrazioni molto in alto del corpo fisico. Come di vibrazione 3-4 su 13 Hz. Cioè, insieme che la cellula loro è lenta, faccia e l'animo luce resta a frequenza di giù a 12 mHz. Sono forte e intelligente, non è un onulare. Io ne ho evoluto a meno. Ci siamo a sta caffè, fondo le vibrazioni scadute, finché le altre hanno la padesca. Molto normale se queste 10.000 ore, ma molte microrganismi e patogeni nel corpo fisico e nella cellula umana. Ma di che noi non siamo tempi a parola. Cantato come è questo primo dei microrganismi. Noi come si faccio a curare generale corpo, che entra in funzione. Naturale. Ziua de astăzi ne spune cât de multe toxine avem. Care sunt cele mai groaznice toxine? Unii spun pesticidele, alții medicamentele, alții mâncare, alții eurile. Cele mai groaznice sunt gândurile. Pentru că ele formează corpul. Formează corpul în funcție de ceea ce gândim. Și atunci putem ști și ce boli putem face. Singur pe stradă puteți vedea cum arată un om care este trist și cum arată un om care este fericit. Ceea ce înseamnă că celula însăși are alte vibrații. Modul de a gândi întinerește, face sănătos sau îmbolnăvește și îmbătrânește. Ce înseamnă asta? Înseamnă că microorganismele patogene care intră în corpul fizic intră pentru că au poarta deschisă. Ele au vibrațiile specifice. Sunt boli grave pe care oamenii le fac, tocmai aduse de paraziți. Dacă nu ar exista paraziții, oamenii nu ar avea virus și bacterii. Paraziții au în interiorul lor virus, bacterii și microbi. La fel cum, exemplu, este și virusul papiloma, de care toată lumea știe, el nu există în corpul uman dacă nu există viermele, cervix. Da? Nu există reumatism și astăzi dacă nu există scarisul. Nu există psoriazis dacă nu există ascaris. Nu există diabetul dacă nu e uritrema pancreatică. Deci toate lucrurile astea, cercetătorii le știu și se pot distruge fără medicație. În momentul în care parazitul nu mai există și se curăță și virusii, da? Cum reacționează corpul? Deci avem rezultate în prima oră de terapie. Oamenii se simt mult mai bine. Încep să se simt altfel. Mai mult gândesc altfel. Toată viața lor se schimbă pentru că paraziții te influențează pur și simplu să gândești într-o anumită frecvență. De exemplu, oamenii care se victimizează și au posibilitatea să spună vești, eu nu pot, eu nu am, nu se poate așa ceva, e imposibil, nici nu trebuie să mai spui nimic, știi clar că este Ascaris acolo, că este Giardia și Lambia. Pentru că ei năpădesc zonele de conștiință, ca nivel de conștiință de supraviețuire și putere. Nu?
Η Απόλλωνος διατάται ποτέ σε κρυνές κομμάτια, κουτσί σε κρυνές κομμάτια. Μαγκάρια μάστρα, κουβιάτα μάστρα, κουενεργία μάστρα. Σου άμενε στάω, ο βιάτσα τρέγα, κουι, για ό,τι μίτσι, γαζόν, αντούλτς, σε σούφερε διφερείτε πόλη. Δάκα νου άρεγε στά παραζήτηση, δάκα ο άμενε σάρ, ουγγριζίλια, σάρ τσεβά, αντούντσα αρφή, σύστημα ημμουνιτάρ, σανατός. Ατός νου έχεις κρίτσο πόλη. Nu există să vină cineva să-mi spună că are o boală anume, are cinci și medicii știu. Atunci când vine cineva la un cabinet medical și zice tratează-mă de tensiune, ca să ajung să tratez tensiunea trebuie să curez ficatul, sângele, rinichii, inima, ca să poți curăța tensiunea. Și totuși pacientul spune dăm medicamente pentru tensiune. Și nu ai cum să tratezi numai tensiunea, atât timp cât organele care provoacă tensiunea să nu fie bărățate. Oamenii sunt năpătiți din nivelul de conștiință în general, de o conștiință comună, ceea ce înseamnă că atrag aceleași, așa zise, boli. Da? E, la clinica asta există și un aparat, se numește Megabrain, care sincronizează emisferele cerebrale și anulează nodurile Hammer. Nodurile Hammer sunt exact emoțiile care provoacă blocajul dendritelor, cum este sistemul nervos central. Da? În sistemul nervos central, el funcționează pe bază de electricitate și funcționează pe bază de ormoni. Oamenii când se enervează, sunt supărați, există o cavalcadă întreagă, există o reacție chimică în corp și în creier și se produce un blocaj. Neuronii și dendritele se blochează. Dacă neuronul respectiv este blocat pe ficatul nu mai primește impuls nervos și electricitate, sigur se vom îmbolnăvi foarte curând. Așa se întâmplă cu toate traumele. Traumele de supraviețuire îmbolnăvesc toate femeile în partea de jos. Situațiile de supraviețuire îmbolnăvesc bărbații, ficatul, pancreasul. Majoritatea fac diabet. Din cauza că dendritele lor, din cauza că sunt blocate de emoție, de a nu pierde puterea, blochează organul și se îmbolnăvesc la secale deschise pentru paraziți, și atunci nu se mai formează ce trebuie în pancreas. Aparatele care se folosesc sunt pe vibrații, deci fiecare parazit are o frecvență exact așa cum au și oamenii. De exemplu, virusul paraziții de Ascaris. Ascaris se trăiesc la 409.000 de megahertz. Cu cine ne luptăm? Nu există medicament pentru Ascaris. Adulții trăiesc în intestine, copiii lor sunt trimiși la plămâni, ceea ce vedeți dacă copiii mișcă, fac da? Ei sunt acolo, se hrănesc cu plămâni, iar acolo le se duc la creier. Și acolo ei se dezvoltă. Și de acolo, primul lucru care se întâmplă este psoriazisul, pentru că atunci când mor, odată la 20 de minute, ei lasă o toxină numită amoniac și prăjește pielea. Deci efectul unui psoriazis se produce în piele, pentru că atunci ne spune clar că ceva pe creier este ocupat. Virusul de herpes, herpesul zoster, el se așează cu plăcere pe nervi. De exemplu, herpesul simplex 1 și 2 poate duce la orbire. Herpesul, general, când se așează pe zona de spate, zona zostră, el se așează pe o rețea neurală care o ține electric deschisă, practic prăjește mereu și mereu pielea. Deci orice unguent ar fi cauza este acolo, decât că o la doarmă, el este acolo și toată rețeaua neurală de pe zona zostră este arsă și prăjită. Dacă și corespunde cu un organ, organul acela este afectat și se poate pierde. Cam așa se lucrează cu animaluțele care există în corpul uman. Nimeni nu poate să creadă. Da? Primul moment când se intră în clinică, se face un test. Este un scanner care scanează corpul de microorganisme patogene, de microbi, virus, paraziți, mucegaiuri. Sunt foarte multe mucegaiuri care se așează în corpul uman. Așa cum ați văzut la crește, la crap, când îl tai, este o pieriță neagră. Așa este și în om.
Dar oamenii nu sunt atenți la lucrurile astea, ei sunt atenți mai mult pe din afară. Fac duș pe din afară, se spală, se aranjează, iar în interior e vai și amar. Momentul în care se face testul și se vede lista cu cei care sunt activi, da, pot să apară diferiți paraziți. Ei sunt pe etaje, adică pe același range, da? Și cum într-un bloc cu 10 etaje avem din parter până la etajul 10. Testul prima dată ne arată pe cei de la etajul 10. Aceia vor fi distruși, adică prin aparatură, propria lor frecvență este uciașă pentru ei și se coboară în jos, adică foarte profund până în celulă. De exemplu, cum e virusul de SIDA, da? Este un virus care produce slăbirea sistemului imunitar, deficiența lui. Pune clar, cei cu SIDA mor de răceală. Asta înseamnă sistemul imunitar. Iar virusul este un virus care seamănă foarte bine cu virusul de hepatită B. Virusul de hepatită B fuge la degetul mare de la picior. Cine are probleme cu piciorul drept, sigur are un virus ascuns acolo. Iar virusul de hepatită sunt deosebit de inteligenți. Ei se ascund în lucrul celulelor umane. Din cauza asta se spune, am avut hepatită C, dar mi-a trecut. Nu trece. Nu trece pentru că o hepatită C, de exemplu, ea se produce în compoziție, adică este nevoie de un flukes, un schistosoma maculosum, care intră acolo peste virus și paraziții care provoacă sunt Fascherops buschi. Deci oriunde se găsește un Fascherops buschi, este predispoziție la cancer. Cancerul nu este o boală, cancerul este sfârșitul bolilor. Adică este un program de deprogramare a corpului uman. Și dacă, de exemplu, este undeva detectat, așa numit un program de cancer, nu există că organul are cancer, tot corpul are cancer. Atunci când suntem răciți, tot corpul este răcit, nu numai nasul, că ne dor și mușchii și oasele. Și din cauza asta, corpul, el trebuie să se regenereze. Și cum se poate regenera? În momentul în care corpul este curat și se face curățirea generală de microbi, bacterii, paraziți, absolut tot, ce se întâmplă? Nu mai mănânci la fel, nu mai gândești la fel, în sfârșit te regăsești pe tine. Ce înseamnă? Renaștere totală. Ce este un corp cu un sistem imunitar de 100%? Orice răceală durează o oră. Virusul de influența direct din gură este zdrobit, ăla nu intră în corp. Nu intră în oasă să producă se boala autoimună anumită reumatism, care este distrugătoare. Pentru asta trebuie să faci ceva și să-ți miști mintea. Ce adică cu mintea? Că așa suntem toți, nu e adevărat. Cuantic, într-un anumit mod, toată lumea gândește la fel. O conștiință comună aduce rezultate comune. Dacă vă uitați în zona de conștiință comună, cam toată lumea are aceleași boli. Sunt medicamente cam pentru aceleași boli. Aici, la medicina cuantică, nu se dau medicamente, nu se pătrunde corpul uman, nu afectează corpul cu absolut nimic. Este o stare de relaxare totală, este o stare în care corpul își revine la potențialul lui natural. Dacă un sistem imunitar este la 100% și gândirea unui om este, cum zicem noi, pozitivă sau optimist, știți că celula umană se înmulțește odată la 20 de minute. Ea este parte, să zicem așa, din inteligența divină. Că ele sunt foarte inteligente. Noi nu i-am spus niciodată corpului ce să facă. El ne trimite și la toaletă și ne spune că e foame și că este somn. Noi nu știm. Deci celula umană este parte inteligentă. Ea primește toate gândurile noastre. În momentul în care ea începe să se înmulțească din ea însăși, cu gânduri că nu pot, nu am, în 20 de minute sunt dublu celule în corpul nostru care au gândurile noastre de neputință. Și dacă asta este o insistență și multiplicăm celulele noastre într-un sistem imunitar precar, în care noi devenim neputința noastră și celulele nu pot să se miște, este distrugere. Și atunci apar așa numitele boli ale sistemului imunitar, numite fiecare cum.
della ότου πάνω να πιτσόρε ορτσέ. In causa sta con il gambreno, dopo che si fa la curazione generale, il gambreno si organizza in ischemia cerebrale e si disfatta in modo che è una parola di studio giudata, perché provoca dipendenza, è forte, perché ascolta la musica, si sta eccolo, si sincronizza l'emisfero cerebrale per un programma speciale, alfa, beta, si teta. In generale, qua, in Timișoara o să apară, apară mai mult, hai să zic așa, cei care meditează, ei vor să ajungă repede într-o zonă a minții departe. Au fost într-adevăr oameni pentru paranormal care au spus că au ajuns în zone și au vorbit cu diferite ființe. Nu există cuantic despărțire între mintea umană și cealaltă minte. Din cauza asta se poate lucra cuantic. Oamenii sunt niște vibrații cuantice. În jurul lor se întâmplă gândurile lor, ele se întâmplă, adică ele acționează și poți să vezi un om cum gândește după cum umblă, poți să știi ce paraziți are după cum se mișcă, poți să știi ce microbi are după cum privește, pentru că ei impun modul în care oamenii se comportă. Dacă cineva este pesimist, trebuie neapărat să căutăm geardia. Consumă foarte multă energie din supraviețuire, ea se așează în intestine, dar poate pătrunde și în organe. Sunt mulți oameni care au animale, ei sunt primii periclitați de paraziți. Am vizitatori care au câini și dorm cu câini în pat și am zis, veșnic vei veni la mine, pentru că tu nu ești vaccinat, numai câinele. Și am văzut foarte mulți oameni cu viermele loa-loa în inimă, care mânca din mușchiul miocardic. Sau femei deosebite, aranjate, dar aveau echinococul, le cădeau unghiile și după aceea au puțină nebunie, pentru că efectul este pe creier. Și nu-și lăsa câinele din pat. Deci așa se infestează oamenii. Ei, conștiința lor nu le spune să aibă grijă de ei. Ei mult investesc în afară, în interiorul lor nu. Și de ce? Pentru că paraziții spun lucrul ăsta. Ei se gândesc la imagine. Ei vor imaginea să-ți distragă atenția de la tine și să se pot să la lungul. Niciodată cineva care începe să-și facă un cadou lui însuși să investească în el, nu va fi bine primit de paraziți. O să aibă multe încercări până ajunge la de parazitare, pentru că sunt foarte inteligenți, sunt deosebit de inteligenți. Și îți transmit gânduri să zici ce să caut acolo. Dar de ce să iau medicamentul? Păi că am uitat să iau medicamentul. Dar ei știu ce-ți fac. Îți mută gândul. Ei nu vor să moară. Sunt deosebit de inteligenți. Au case, orașe, școli, familii. Ei trăiesc bine mersi în organismul uman. Deci la clinica de medicină cuantică și spațială se tratează ce? Paraziți, microbi, bacterii, virus, mucegaiuri, metale grele, toxine, tot felul de chimicale. După ce se curăță toate așa zise lucruri nepotrivite cu corpul și cu conștiința umană, se reglează și creierul. În momentul în care creierul și emisferul cerebral sunt sincronizate, dendritele acelea lungi care conțin tot corpul, ele încep să funcționeze electromagnetic și avem gândurile noastre și nenăpădite de nimic. În medicină cuantică, de exemplu, cum lucrăm cu plasma, cuantică înseamnă vibrație. Da? Cum vibrează cât un om? Bine. Un om bolnav cum vibrează? Dacă, de exemplu, îi punem o vibrație pentru fasciolopsis buschi, ca să-i scoatem paraziții de acolo pe plasmă, el va sta neliniștit. Uitați, așa se face. Nu poate să stea liniștit sub nicio formă. Pentru că vibrația aceea intră în corp și în câmpul auric. Câmpul auric este câmpul energetic, este câmpul din care și ei se hrănesc. Ei sunt și ei vibrații ca și noi. Iar când un om are în vibrațiile proprie interferențe de alte vibrații ale
πάθησμα μικρόπλος, συμβίουσκορ, νορμάλ και ήδη πρέα Να καθίσουμε να τρεβάς και πάλι. Όχι. Δεσπρεμίντε, δεσπρεκόρ, δεσπρεκόντε.